indicat. Prima întrebare care se ridică este aceasta: cum ați ajuns să aveți de-a face cu albinele? Este o tradiție de familie? Ați avut ocazia la un moment dat să vă întâlniți cu ele? Cum v-ați apropiat de ele? Cum v-ați tras deoparte panica și teama pe care o are orice om care n-a avut contact cu albinele? Ca mai apoi să ajungem la discuția când a început să iubiți albinele. Tatăl meu era profesor de biologie și de la, cred că din familie am adus să-mi placă animalele. Să zicem, apicultura am început după terminarea liceului la CAP Cristur. Și când am început să iubesc albinele, când deja eram în anul 2, când am început să învăț disciplina de la Cluj. Cred că pot să pomenesc și numele domnului profesor Mărghitaș, că de atunci am început să-mi placă, când am făcut legătură cu domnul profesor din Gâdel, care era, Dumnezeu să ierte pe domnul Tot Arpad. Și lucrarea de diplomă am făcut așa, cu ajutorul acestor două profesori. Și când au avut întâlnirea profesorii, eram norocoasă că domnul Mărghitaș știa franceză, domnul Tot Arpad știa engleză, și au fost nevoit să traduc eu, care cât de cât știam și românește și ungurește. Și așa am fost prezent în toate convorbirile lor și atunci am văzut un pic altfel. Deci nu numai munca și partea grea a apicultorii, ci farmecul m-a prins. Și de atunci nici nu m-am dezlegat niciodată de... Am rămas convinsă de această specie, că merită să fim atenți la ei. Da. Am înțeles. Propria dumneavoastră stupină, știu că aveți stupină și știu că lucrați, faceți și selecție și ameliorare, și propria dumneavoastră stupină din momentul în care dată ați început să lucrați în... Păi așa m-am și soțul, deja era apicultor, că ne-am cunoscut și eu am avut 5 familii când m-am măritat și soțul avea deja 40 de familii. O afacere frumoasă, 45 de familii din start în căsătorie, sună ceva foarte frumos, foarte interesant. Deci de atunci, din prima clipă, ne ocupăm și de albine. Super. Să înțeleg că avem de a face cu familie de apicultori. Nu, deci taică meu a cumpărat mie aceste familii și exact și la soțul. Taică lui a cumpărat tot așa 5 roiuri pentru. Da, și dumneavoastră și soțul sunteți implicați împreună în activitatea de apicultori. Exact. Super, felicitări. Fiindcă de cele mai multe ori găsim fie bărbați care lucră doar apicultură, dau un exemplu, persoana mea și soția nu vrea să aibă de-a face nici cu albinele, nici cu câinii, așa, sau găsim doamne care sunt implicate în apicultură și soții stau distanță că albinele înțeapă. Și pentru mine este o mare bucurie când am ocazia să am invitații, persoane care sunt o familie în care lucrăm împreună. Da. Fiindcă ideea este, de multe ori discutam cu colegii, nu neapărat în publică, mulți bărbați sunt bărbați la ei acasă, dar nu vor să o recunoască că soțiile sunt curtea de conturi. Discutam că se ridică discuția atunci când vine problema de câți bani băgăm în apicultură, cât de mult și uneori cât de puțin bani se realizează din apicultură. Să înțeleg că deja ați pornit în căsătorie cu o zestre frumoasă din ambele părți și ați devenit o familie de apicultori și asta e extraordinar.
Cum ați început să vă apropiați tot mai mult de albine și să o iubiți și cum ați început să, în afară de pregătirea profesională, să intrați în misterele albinei, să intrați în subtilitatea albinei, să înțelegeți albina și să o iubiți așa cum este ea? Păi v-am spus că de atunci când a fost întâlnirea profesorilor, de atunci am pornit pe o cale specială să trebuie văzut și altfel albina. Lucrarea de diplomă tot din apicultură am făcut. Lucram la direcția agricolă, sincer, așa, din nevoie. Dar acasă aveam stuc, soțul a lăsat, lucra și el la fabrică, o lăsat și el s-a ocupat numai de albine și a fost totdeauna și visul meu să trăim numai după albine. Dar eu mult mai încet au venit și copii și vreo 15 ani am lucrat la DADR și numai după aia am adunat curajul să las și eu serviciu și să încercăm să ne menținem toți familia numai după albine. Deci, curajul eu am prins mai încet și totdeauna era visul meu să cresc mărcile. Luam concediu de odihnă și învățam și făceam creșterea mărcii tot concediul și după aia mergeam înapoi la serviciu. Și am zis că nu, poate a venit momentul să încercăm să trăim numai după albine. Super. Și ați ajuns să trăiți numai din apicultură. E un mare curaj. Mulți își doresc să aibă asemenea posibilitate. Știm că în procesul acesta și dezvoltarea carierei există și momente critice în care na, se întâmplă fie dintr-o eroare umană, fie din lipsa de a înțelege foarte bine albina și bolile ei, să pierzi albine. Ați avut un moment critic în perioada dumneavoastră, în cariera dumneavoastră, vorbim ca apicultoare, apoi aș vrea să discutăm că pot să existe momente critice și știu de ce vorbesc asta, fie că am fost la Hamba și v-am ascultat cu mare interes și ca și crescătoare de mărci și aș vrea să discutăm și pe subiectul acesta. Dar acum întrebarea vizează pentru apicultoarea Melinda Tofavi, dacă a fost un moment în care v-ați dat seama și ați ajuns într-un prag, un punct critic în care să aveți probleme. Da, am avut la început v-am zis că m-am lăsat greu de servici, că totuși simțeam siguranța în salariu. Dar pentru mine punctul cel mai critic cred că a fost când am încercat din prima clipă, de fapt, am încercat să menținem apicultura în sistem bio. Și asta ar însemna și modul specific de tratamente contra varozei, adică fără să aplicăm și să folosim medicamentele pe care au devenit încet, încet, totuși, au avut efecte. Și chiar la anii am tratat cu acid oxalic și primăvara am avut jumătate din efectiv fundii stupului pus unul peste altul în fața casei și a fost o primăvară foarte, foarte greu. Nu m-am gândit nicio clipă să las de apicultură. Numai m-am simțit așa, cum să spun, nu m-am simțit destul de puternică să facem față, să păstrăm conceptul bio, să zic așa.
Și atunci am zis că nu mă interesează cum, dar vrem albinele, să avem albinele și după ce avem albinele, după aia mai facem și bio sau oricum. Deci asta a fost un punct foarte, foarte critic, dar noroc că toată lumea cred că a suferit la fel și mulți apicultori au trecut prin asta și acum încet, încet se simte și se vede că și știința totuși a stat și din acest punct de vedere lângă și acum deja sunt tehnologii, tot acid oxalic a rămas de bază, dar deja știm mult mai bine cum să folosim și cum să putem. Pe altă parte, atunci am dat seama că dacă vrem un astfel de apicultor, o apicultură, atunci să facem mulți roiuri. Deci trebuie să calculăm că avem pierderi mult, mult mai mari și să avem rezervă, deci familii de rezervă, roiuri, că în asemenea situații totuși să putem să facem față. Deci fiecare vară este, se întâmplă ceva ce considerăm că trebuia să facem mai corect sau un pic mai altfel, dar la vara viitoare o să avem alte evenimente, deci nu se poate învăța meseria asta niciodată, deci și poate și de asta îmi place. Niciodată nu le știm pe toate, tot timpul mai descoperim noi înșine lucruri noi din ceea ce privește. Deci, da. Dacă zic că anul trecut s-a întâmplat nu știu cum și atunci trebuie făcut așa ceva, nu se va mai întâmpla la fel. Sunt dator să vă pun câteva întrebări de clarificare când a venit subiectul acesta al apiculturii bio. Există starea de suspiciune a multora că e foarte riguroasă ca și principii și te limitează, n-ai foarte multă plajă de acțiune cu tratamente, în speță la varroa, și mulți trăiesc cu impresia că nu se merită. Adică e doar o birocrație, faci doar niște foi și pe urmă tu faci ce vrei. Vreau să vedem, pe de o parte, să clarificăm lucrul acesta. Există cei care fac apicultura bio, există vulnerabilitate pe varroa datorită tratamentelor sau nu, dacă nu mai folosesc tau fluorionatul și amitrazul, sau o altă extremă, aș vrea să vedem, dincolo de a completa chestionarul acela, cât de riguros trebuie să fie și aplica acele principii ale apiculturii bio? Păi asta depinde și de apicultori, că mai întâi noi trebuie să fim exigenți față de noi înșiși. Cred că asta e principiul. Dar oricum, acum sunt laboratoarele care găsesc părți pe bilion, dacă există, deci și controlul a devenit încet, încet mai performantă, deci nici șanse nu prea avem. Și eu zic că nu e ușor. Și problema este că nu se regăsește răsplata corespunzătoare cu cât mai multe eforturi cere să fie treaba exact cum trebuie. La început și noi am început, așa acum a zis în public, să tratamentele să facem în alte rame din care extragem mierea. La început așa am putut să menținem. Dar v-am zis că acum deja sunt tehnologii, sunt pe de o parte, sunt metode, tehnologii și substanțe și pe altă parte și exigențele au crescut mult mai mult. Deci laboratoarele
Sunt foarte performante și din ceară și din miere, imediat se pune în evidență orice. Deci dacă dorim să aflăm că e bio, se poate foarte clar. Urmează să realizez o emisiune cu o firmă de certificare și scriu scenariul pentru firma aceasta. Chiar mă bucur să pot prinde pulsul din perspectiva unor persoane care au făcut apicultură bio ca și acreditare de multă vreme și aș vrea să prind feedback-ul din ceea ce privește provocările care sunt. Și mă bucur că putem avea și discuția aceasta. Eu am debutat în apicultură într-o asociație a apicultorilor ecologici din Târgu Jiu, cu avândul pe mentor pe domnul inginer Iulică Pavel. Și așa am început apicultura. Pentru mine nu mi se părea straniu. Și după aceea, când am văzut dificultatea unora să-și lase obiceiurile vechi și să nu le mai apară în probe amitrazo și tau-fluvionatul și să nu rămână în conversie încă un an, era o provocare, nu înțelegeam de ce. Dar după ce am început să învăț mai multă apicultură și să cunosc mai multe obiceiuri, mi-am dat seama că este o provocare de schimbare a unor obiceiuri și de acceptarea unor principii. Și de multe ori, interesant este că specialiștii care, ghilimelele de rigoare, care condamnă sau trec în extrema cealaltă, ridică foarte mult balonul cu bio, sunt două extreme foarte interesante, de fapt nu sunt, sau doar au cochetat, dar nu au ajuns să fie certificați, n-au reușit să păstreze lucrul acesta. Și din lucrul acesta vreau să avem aceste clarificări, să nu se lasă impresia din discuția noastră că, uitați, doamna Melinda, fiindcă a fost pe bio, a pierdut albinele. Vreau să vă întreb și din perspectiva crescătoarei de măci, dacă a fost puncte de cotitură, moment în care ați avut dificultăți, nu? Tot ce înseamnă procesul acesta de selecție, de multiplicare, de creșterea măcilor. Da. Asta, iar așa a fost când am început să cresc măcile, nu prea aveam de la cine să învăț. Că acum deschid internetul și dacă vreau o săptămână de dimineață până seara pot să mă uit la tehnologii, cum se crește marca. Dar atunci nu era. Aveam o singură carte de la Paluba Zoltan, nu știu, la noi de multe cunoaște că în Ungaria recunoscut și era pe ungurește, pentru mine a fost mai la îndemână. Și aveam ca și cartea de rețetă. Ne uitam cum se fac și mergeam la stup și uitam acolo are cum să, unde să bag și unde să scot și așa. Deci, într-un fel mi-a plăcut că ce am reușit, ăla era convingerea mea și reușita mea, să zic așa, că nu prea aveam de la cine cer sfaturi. Pe altă parte m-am simțit mult timp așa că nici nu m-am dat, nu m-am renunțat să fac ferma de elită sau să încerc sau de astea, că tot așa simțeam că nu reușesc să stabilesc, să fac linii sau ceva. Tot așa am simțit că nu știu, ceva nu știu, ceva nu pricep, că nu reușesc să fac un, să zic așa, un progres genetic la măcile mele. Și pe asta un pic eram necujită, dar și asta mi-a pus să studiez și să urmăresc ce se întâmplă și cum se transmit lucrurile la albine. Și acum, într-un fel, mândră, nu pe mine, pe albine, că reușesc să-și păstreze așa bine ce au ei. Și atât de mult admir că un pic, cum să spun, nici nu mă simt așa tare să fac mai performant, că
acum deja consider că sunt foarte performante albinele, așa cum este. Un pic paradox, dar cam așa sunt, simt acum. Am două întrebări de pe cea de la colegi. Miere Vie vă întreabă dacă folosiți faguri artificiale și un alt coleg vrea să clarificăm dacă dumneavoastră sunteți fermă care produce și miere sau produceți doar material biologic. Atingem cumva și partea aceasta ce produceți dumneavoastră în stupina dumneavoastră Așa. ca produse principale. Da. Pagura artificială folosim în sensul că am zis că trăim din apicultură complet, deci soțul face pagura artificială și simplu că din căpăceală se poate obține o pagură artificială destul de bună calitate, să zicem așa. Și cu producția de miere eu nu mă ocup, n-am cum, lângă creșterea măcii, dar soțul se ocupă. Deci, acum deja cu băiatul cel mare avem o parte de producție, să zicem, a firmei, și cu băiatul face pastoral, dar mereu dau telefon după el să vină acasă să mă ajută. Așa. Și acasă avem o parte din efectiv cu care fac creșterea măcii și fac roiuri. Da. Cam așa să exploatăm firma noastră, sistemul nostru. Am înțeles. Am dedus din ceea ce spuneați dumneavoastră că ați avut ocazia să aveți și mentor. Aveți un proces din acesta de mentorare, să iei persoană care v-a influențat în creșterea albinei și pe urmă creșterea măcilor și ați deprins, ați furat meserie, cum se zice în popor, furi meseria, meseria nu se învață, se fură. Și dacă în viața dumneavoastră ca apicultor a existat o asemenea persoană și totodată aș vrea să spuneți dacă dumneavoastră ați ajuns la faza în care să aveți apicultori, studenți, elevi, ucenici pe care să-i învățați. Da, păi, mentorii deja am pomenit din mentorii mei, pe domnul profesor de la facultate, dar tot colegiul ar trebui și pe doamna Bobi și pe domnul Dezmirian să pomenesc, dar tot așa trebuie să pomenesc ca mentorii pe domnul Adrian Sicianu, pe doamna Eliza Cauia. Cred că sunt numere pe care nu trebuie să explic mai departe cine este, dar am învățat și de la domnul Bratu, am învățat și de la apicultori și de crescători de mulți în Ungaria, și tot cum v-am zis și de la domnul Tortar, sau de la Holubă Doltan. Dar am și mentorii care nu sunt apicultori, dar care, cum să zic, formează pe mine însuși cum să stau față de lucrurile de care mă pomenesc. Așa, am mentor de preot, dar pe toți apicultorii consider că sunt într-un fel sau altul mentorii mei și albinele mentor principal. Da, și soțul și familia și cu cine vin în contact. Da. Ca oricine se poate prinde ceva. Dacă îmi permiteți o întrebare, poate intrăm prea mult în chestiuni științifice, dar am citit recent o serie de articole la care coautor este și domnul Mărghitaș, pe care îl pomeneați dumneavoastră, referitoare la teste făcute în Transilvania și în Moldova pe bază de ADN mitocondrial, pentru a încerca să fie o determinare a raselor. Și mă rog, aceste teste arată și o influență a albinei carnica și o influență a macedonicei.
Este evident că în România avem o populație cu niște caracteristici, o populație adaptată de albine locală de-a lungul timpului, dar întrebarea este, considerați că există rasa Apis mellifera carpatica distinctă de Carnica sau că sunt doar niște populații locale în cadrul acestor mari rase, Carnica și Macedonica? Eu zic că este un ecotip adaptat la condițiile concrete. Și consider că, într-adevăr, sunt un pic totuși diferit. Deci eu n-am laborator în spatele meu și nu pot să intru în detalii așa cum de aia v-am zis că trebuie lucrat cu facultăți și sub îndrumarea acestor profesori. Dar din practica mea știu că și din, să zicem, din Ungaria, dacă aduc o matcă, atunci pot să zic că tot carnica ar fi. Și se comportă altfel și trebuie să acomodeze și are, să zic așa, în ghilimele, că are probleme de acomodare. Deci înseamnă că sunt diferențe. Deci avem albina noastră. Într-adevăr, genetic am citit și eu că ceva intermediar între Macedonica și Carnica. Și tocmai asta e că intermediar înseamnă că ceva specific adaptat la condițiile geoclimatice noastre. Gabriel, ai primit răspunsul pe care îl doreai la întrebare? Da, evident că nu poate fi un răspuns foarte tranșant aici, pentru că, haideți să fim serioși, albina de la Carei și cea din Dobrogea sunt totuși niște ecotipuri adaptate unor zone climatice foarte diferite, sau cea din, nu știu, Munții Bucovinei și Banat, să spunem. Și atunci e foarte greu de spus și de asta e și dificultatea subiectului. Foarte greu de spus în ce măsură e vorba de o rasă unitară, distinctă sau nu, dar evident că în zonele noastre există o albină adaptată. Exact. Că face parte dintr-o rasă mai mult sau dintr-o altă mai mult sau că este o rasă distinctă, asta e deja o altă discuție, dar i-am discutat mult și cu ucrainieni. Ori ce mi-aș dori eu să se implementeze în România, poate și odată cu noua lege apicolă, eu cred că în anumite zone montane, în mod special, ar trebui ca să fie interzis accesul albinelor domestice, să spunem. Adică să fie păstrată acolo albina sălbatică, să se poată dezvolta, să nu fie hibridată, să nu fie influențată. Pentru că, vedeți, în ziua de astăzi, oricine își aduce o matcă de unde vrea el. Este practic imposibil să controlezi, chiar dacă scrii ceva sau nu într-o lege, să controlezi această mișcare a măcii. Fiecare caută să fie cât mai competitiv, să producă cât mai mult. Există această apetența noastră pentru măci minune, își aduce unul din Austria, altul din Germania, altul din naiba mai știe unde. Nici nu ai cum să oprești, de fapt, chestiunea asta, dacă vrem să fim realiști. Dar eu zic că măcar acolo unde există rezervații naturale mari, nu știu, gen Munții Rodnei, gen Călimani sau mai știu care, Ceahlău, sunt zone destul de întinse, destul de izolate, au niște văi montane care pot fi protejate, măcar să existe o oprelice de a intra cu albine acolo pentru a proteja acea populație sălbatică. La fel cum au ucrainienii în Munții Sinevir sau în alte părți unde au anumite chiar ecotipuri de populație locală care sunt specifice acolo și când au nevoie de un aport de gene, duc nucleele în câmpii, în pădurea respectivă, în luminișurile din pădure, pentru a se împercheia cu trântori sălbatici, pentru a-și revigora la un moment dat genetica. Mie un ucrainean îmi spunea că dacă faci selecție de unul singur, undeva la 5 generații, după vreo 5 generații, încep să simți efectele consanguinizării și atunci ai nevoie mereu de un aport nou sau, spunea el, dacă vrei să faci cu adevărat un progres genetic pe selecție,
Genetica, mă rog, progresul ăsta ar trebui făcut de un grup de apicultori care să lucreze între ei, care să schimbe albine între ei, nu individual, e foarte greu să-ți menții tu linii distincte, alte chestiuni de genul acesta. Cam asta era ideea lor. Da, pot să întreb ce înțelegeți prin albina sălbatică și albina domestică sau cum am. Evident că nu există o diferență, pentru că și albina care roiește din stupul nostru merge în scorbură și continuă să trăiască și invers. Însă, în momentul în care intervii într-o populație și îți faci anumite hibridări și, spre exemplu, nu știu, ești dintr-o zonă a țării, mergi în pastoral în altă parte, îți iei poate nucleele cu tine pentru că sunt și unii, chiar dacă în niciun caz nu este recomandat să facă cineva măci să le ducă, dar n-are ce face, un acolo lucrează. Acest du-te vino al albinelor dintr-un capăt în altul al țării, cel din Transilvania merge, nu știu, la pădurile de tei din Dobrogea sau chestiuni de genul acesta, face ca să existe o impurificare nedorită. Ori dacă mergi să faci pastoral, nu știu, într-o zonă din aceasta sălbatică, nu știu, vrei să faci miere de pădure, miere de mană, și tu vii cu o albină care nu e adaptată local, în timpul acela, trântorii tăi vor influența populația locală și nu știu dacă este chiar în regulă acest lucru. Da, dar de 27 de ani mă ocup de apicultură. Totdeauna au făcut, de atunci totdeauna au făcut pastoral transumanța asta cu albinele. Cum considerați că se poate defini că din Dobrogea să nu meargă în Moldova sau invers, sau din Transilvania în Dobrogea? Nu mă refer la interdicția de a merge într-o zonă în alta, sau, deși evident că asta afectează, când vorbim de ecotipurile care erau descrise în manualele vechi, nu prea mai putem vorbi de acele ecotipuri în ziua de astăzi, după zeci de ani de transumanță, să spunem. Dar ceea ce mi-aș dori eu este ca în parcurile naționale mari să nu poți intra cu albină, mergi cu camionul acolo. Ar fi visul meu și visul tău. Asta zic eu că ar fi o soluție. Pentru că, da, noi acum aducem necontrolat. Și inclusiv eu am în grădină albine de altă rasă, adică nu vreau să fiu fariseu aici, dar trebuie pe de altă parte să și existe o protecție. Eu am mai dat exemplul ăsta și poate sună deja plictisitor, dar în momentul în care a venit austrieci în Bucovina și au început un mare program al lor de a îmbunătăți rasele locale, de a îmbunătăți animalele locale pentru a fi mai productive, aducând vaci, boi, porci, orice de peste tot și punând inclusiv obligația ca să fie împerecheată vaca locală cu taur comunal de la centrul lor sau de la fermele lor de elită create atunci, și-au dat seama că se pierd anumite însușiri valoroase ale raselor locale și au creat în munți, spre exemplu, Marea Hirghirie de la Lucina. Asta pe la 1830 ceva. E bine, în acea mare hirghirie ei păstrează calul moldovenesc găsit local, care are niște caracteristici dezirabile, cum ar fi o extrem de mare rezistență și la boli, și la oboseală, și la condiții grele de trai, dar pe de altă parte are un temperament destul de agresiv, nu se pretează pentru armată, nu se pretează atunci pentru că are o talie foarte mică, anumite caracteristici de genul acesta. Și au creat pe bani publici o mare hirghilie cu reguli foarte clare în care cresc o mulțime de linii și păstrează, inclusiv în ziua de astăzi, se păstrează acest patrimoniu genetic. Pentru că ei au făcut și în Bucovina și în Ungaria, au făcut niște încrucișări și un aport de rase, au adus din zona Belgiei de astăzi calul de Brabant pentru a da talie, calul de Pinzgau din Austria, și inclusiv rasele de vaci omenești, toate sunt aproape, care vorbim acum, sunt rase aduse la un moment dat și românizate de-a lungul timpului, se spune. Ori, în momentul în care și noi facem aceste importuri, încrucișări, trebuie să existe, dacă vreți, cumva și acea soluție de siguranță, acea fune de siguranță. Ori eu zic că ar trebui ca în anumite areale sălbatice albina să fie lăsată acolo să fie pură, pentru
Pentru că la un moment dat s-ar putea să ne dorim anumite caracteristici și o anumită zestre genetică care altfel se pierde și se pierde rapid în ultimii ani în România. Da, m-am gândit să știți și eu mult, mult la asta și m-am gândit că asta ar fi rezolvarea. Dar știți, la mine un pic altfel este, că împerecherea oricum nu putem să o controlăm. Și atunci, cum reușiți să faceți arealurile astea protejate la albine? Că știm că trântorii este lăsat în orice familie, tocmai că din genetica, așa e făcută genetica albinei să-și păstreze, să menține variabilitatea. Pe o parte, pe altă parte, la animalele domestice a fost într-un fel ușor că de la un trântor se pot obține după un mascul, scuzați, după un mascul se pot obține, să zicem, oricâte urmași. Dar la albine exact invers este. Multe, când m-am intrat, așa să zic, aceeași lucru ce am învățat din tehnologia cu ce se întâmplă și cum se întâmplă în albine, am parcurs din punct de vedere al cromosomilor, al destrei ereditare. Și atunci am rămas surprinsă și am dat seama că complet altfel sunt legile, principiile, altfel s-a format albina. V-am zis că niciodată nu am reușit să înțeleg cum naiba nu este în zilele de astăzi, încât mai vorbim de dirijarea împerecherii, de ameliorare și de chestii de genul ăsta la albine. Când la alte specii, de mult este pus la punct. Și am înțeles că, cum să spun, poate pare ciudat, dar trebuie să spun că eu așa văd. În primul rând, să privim ce mănâncă albina. Albina mănâncă nectarul, ceea ce este de fapt un material de a asigura imunitatea plantei. Că plantele florale au câștigat evoluția fiindcă și-o dat dovada de un alt fel de autoapărare. Prin faptul că s-au oferit substanțele astea dulci pentru insecte, prin asta s-au creat o autoapărare că aceste insecte entomofile și au consumat până la urmă alte insecte care atacau planta respectivă. Și o dat seama că tot așa, făcând relații cu insecte, poate să ajungă și materialul ereditar mai sigur și se poate obține o recombinație genetică, o viabilitate mult mai crescută. Pe altă parte, albina asta mănâncă polenul, care este o zestre ereditară, o inteligență genetică a plantelor. Noi toți ținem cursuri și toți spunem că ești ceea ce mănânci. Deci, și albina mâncând astfel de substanțe, eu zic că a dat seama, adică a reușit să formeze o genetică inteligentă, super inteligentă. Și datorită acestor genetici
Superinteligență este o specie, un superorganism, cum zice biologul Jürgen Paul. Și la albine deja nu se, nu, cum să spun, nu se expune o structură genetică să piardă, să judece natura. Este o crotit. Deci nu este lăsat la voia întâmplării și lăsat la, să zicem așa, în totalitate, cum lasă alte specii progenitura, care viabilă rămâne în viață, care nu se pierde. Albina parcă selectează specia propria lor genetică și nici nu lasă o structură anume să devine prea abundentă, dar nici nu lasă să se piardă. Deci, și faptul că s-a format o familie, matca reprezintă câștigul genetic, structura genetic realizată. Matca nu este din stup în afară de împerechere, tot timpul este o de albine. Deci, parcă informația asta genetică câștigată și manifestată prin matcă este ocrotit de tot familia. Deci, o albină, dacă iese și se piardă, se pierde, dar nu este lăsat chiar așa ușor la voia naturii. Tot așa, la început, când au făcut importurile astea mai masive, să zic așa, de alte rase în țară și asta a făcut și acum 20 de ani, au introdus ligustica prima dată. Dacă este lăsată în pace, cam în 5 ani, rasa din adică nu rasa asta, ecotipul să zicem, se revine la propria lor genetică, fiindcă natura nu favorizează aceste structuri, aceste alele, și atunci albina este capabilă să-și încă, zic eu, este capabilă să se regăsească. Doamna Belin. Numai o frază să mai... Sigur, vă rog. Dacă noi să ameliorăm, să facem linii și nu știu ce, eu zic că periculos să facem până când nu dăm seama că ce este valoros pentru noi de la albine. Că tot mai mierea și polenul. Și dacă asta... Știți, cu cât monocultură, cu cât infestat și tratat, nu valorează nici pentru noi. Deci, acum cu biotehnologii se poate face multe minuni și albina poate să-și devine ca vaca, că ingeră o cantitate imensă de hrană pe care transformă în lapte. Și la albine... se poate ameliora, ingeră o cantitate cu sare de dulciuri pe care transformă nu știu ce, că nu-i miere. Că nu mai este mierea.